Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit analiza lunii aprilie pentru nativii din Zodia Gemeni. Dacă țineți minte de luna trecută, am terminat analiza astrologică cu un eveniment care are loc pe 1 aprilie, la 4 minute după miezul nopții. Este vorba de sextilul dintre Soare și Saturn. Acesta este un aspect astrologic pozitiv, în care cele două planete au o conversație ușoară, pozitivă, de susținere. Va fi un eveniment astrologic pe care o să-l resimțim cu una-două zile înainte de data de 1 aprilie și una-două zile după această dată și ne va ajuta pe toți să fim mai organizați și să avem o relație mai bună cu persoanele de autoritate din viața noastră, fie că acestea sunt părinții noștri, profesorii noștri, superiorii noștri de la locul de muncă. Toate aceste relații între noi și persoanele care au o anumită autoritate asupra noastră vor fi îmbunătățite în această zi. Pe 2 aprilie, la ora 9:03 dimineața, are loc aspectul de sextil între Mercur și Pluto. Și acest eveniment astral o să-l simțiți cu una-două zile înainte de data de 2 aprilie, una-două zile după această dată și ne va ajuta pe toți să avem o mai mare claritate mentală și să descoperim lucruri care ne erau ascunse, să descoperim tot felul de secrete. Perioada dintre 31 martie și 4 aprilie va fi una foarte bună pentru detectivi, pentru cei care lucrează în poliție sau în cercetare, pentru toți cei care vor să descopere lucruri, iar la nivel personal, pentru majoritatea dintre noi, vor fi niște zile foarte bune pentru a negocia niște termeni contractuali mai favorabili sau pentru a pregăti niște planuri de călătorie. Pe 4 aprilie, la ora 6:42 dimineața, Mercur, planeta comunicării și a călătorilor pe scurtă distanță, intră în zodia Berbec. Și o să simțim cu toții, din prima secundă în care se întâmplă acest eveniment astral, o schimbare a energiilor. O să vedeți în jurul vostru că informația circulă cu mai multă viteză, oamenii vorbesc mai mult, comunică mai mult, circulă mai mult. E posibil ca și voi, în plan personal, să trebuiască să călătoriți mai mult, să comunicați mai mult, să vorbiți mai mult la telefon, să scrieți mai multe e-mail-uri și, în general, să vorbiți mai rapid, să gândiți mai rapid. Toate aceste lucruri o să se desfășoare cu o mai mare rapiditate. Mercur o să se miște foarte rapid în Berbec, pentru că stă aici doar din 4 aprilie până în 19 aprilie. Prin urmare, profitați de această perioadă dacă vreți să dați drumul la niște campanii de marketing, să vă promovați afacerea, să creșteți vânzările sau dacă trebuie să călătoriți pe distanțe scurte, să rezolvați anumite lucruri, pentru că în această perioadă, cât Mercur stă în Berbec, toate topicurile legate de comunicare, de călătorie sunt foarte bine aspectate și se vor rezolva mai rapid. Cel mai puternic vor resimți această influență benefică nativii din zodiile Berbec, Leu și Săgetător, dar cu toții o să observăm în jurul nostru că parcă toată viața noastră începe să prindă viteză. Pe 6 aprilie, la ora 14:17, are loc aspectul de sextil între Venus și Marte. Planeta feminității și planeta masculinității au o conversație plăcută, armonioasă și acest lucru o să se resimtă cu două zile înainte, două zile după, în intervalul dintre 4 și 8 aprilie, toată lumea o să simțim această influență. O să vedeți că relațiile dintre bărbați și femei sunt mai armonioase, mai puține certuri. În general, aceste zile vor fi unele foarte plăcute. Dacă vă gândiți să inițiați o relație romantică, acum este perioada perfectă să începeți să purtați aceste discuții, să invitați persoana de care sunteți interesat sau interesată la o întâlnire, pentru că toată această energie armonioasă între Venus și Marte vă susține în această direcție. De asemenea, va fi o perioadă ideală dacă vreți să vă cumpărați
haine noi, bijuterii noi sau produse cosmetice. O să găsiți exact lucrurile care se potrivesc pentru voi. Pe 9 aprilie, la ora 22:17, o să avem un aspect foarte tensionat. E vorba de cuadratura între Marte și Neptun. Fiți foarte atenți, pentru că acest aspect este unul foarte tensionat, care poate să vă aducă niște trăiri emoționale foarte intense. Aspectul o să se simtă cu 2-3 zile înainte și după data exactă, deci influența acestui aspect o să o resimțim încă din 6 aprilie până pe 12 aprilie, dar va fi cel mai puternic pe data de 9. Partea negativă a acestui aspect este că emoțiile o să fie foarte intense, s-ar putea ca oamenii să înțeleagă greșit anumite acțiuni pe care noi le facem sau noi să înțelegem pe cei din jurul nostru greșit. O să vedeți oameni care nu vor să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. E posibil să vedeți în jurul vostru oameni care intenționat mint sau ascund anumite lucruri, care își ascund motivația faptelor lor. Posibil să observați mai multe lucruri sau oameni imorali, să observați fapte ilegale în jurul vostru și să fiți foarte sensibili la aceste circumstanțe. Partea pozitivă este că atunci când observăm aceste lucruri, deoarece și Marte face parte din acest aspect, putem să luăm decizia conștientă să luptăm împotriva acestor nedreptăți din lumea înconjurătoare. Prin urmare, fiți atenți la acest aspect astral și acționați în funcție de cum vă dictează conștiința. Pe 10 aprilie o să avem două aspecte astrologice. Mai întâi sextilul dintre Mercur și Saturn și pe urmă sextilul dintre Venus și Jupiter. Ambele aspecte sunt pozitive, sunt niște conversații de susținere care o să ne ajute în perioada dintre 8 și 12 aprilie să fim mai disciplinați, mai practici, să avem o gândire mai bine structurată, să fim mai atenți la detalii. E o perioadă foarte bună pentru cei care vor trebui să țină anumite discursuri, prelegeri, prezentări și, în general, va fi o perioadă foarte frumoasă în relațiile noastre interpersonale. Două zile mai târziu, pe 12 aprilie, o să avem iarăși două evenimente astrale importante. Mai întâi e vorba de luna nouă în Berbec, la ora 5:30 dimineața, urmată îndeaproape de cuadratura dintre Venus și Pluton, la ora 6:20 dimineața. Despre luna nouă în Berbec și cum vă afectează acest lucru o să vorbim mai în detaliu în partea a doua acestui video. Cât despre cuadratura dintre Venus și Pluto, acest aspect astrologic o să aducă niște influențe foarte interesante în viețile noastre și o să-l resimțim în perioada 10-14 aprilie cu intensitatea maximă, bineînțeles, în 12 aprilie. Părțile pozitive ale acestui tranzit sunt că o să ne simțim foarte pasionați, o să avem o dorință foarte mare de a face anumite lucruri, de a schimba anumite lucruri în viața noastră și aceste schimbări pe care vrem să le inițiem în jurul acestei date de 12 aprilie poate să fie foarte pozitive pentru noi. Pentru că aici Pluto este planeta transformărilor, dar Venus este micul benefic. Prin urmare, orice doriți aici să influențați, să schimbați, să modificați în viața voastră, dacă simțiți foarte puternic că trebuie să faceți acest lucru, faceți-l pentru că va fi benefic pentru voi. Aspectele negative ale acestui tranzit este că e posibil pentru parte dintre noi să avem niște emoții, niște trăiri emoționale atât de intense încât să simțim că nu le putem controla. De asemenea, e posibil pentru o parte dintre noi să ne dăm seama că cineva vrea să ne manipuleze, să ne controleze sau că partenerul sau partenera noastră ne ascunde anumite lucruri, are niște secrete pe care nu vrea să ni le dezvăluie. Aveți grijă pentru că aici, dacă mergeți prea adânc în influența lui Pluto, riscați să deveniți obsesivi și să vă lăsați consumați de aceste emoții negative. Folosiți tranzitul în favoarea voastră. Eu vă spun și care sunt riscurile și care sunt oportunitățile, dar voi va trebui să fiți atenți în această perioadă și să vedeți cum vă folosiți de aceste energii.
Pe 14 aprilie avem încă două evenimente astrale importante. Mai întâi, sextilul dintre Soare și Marte, care are loc la ora 29 minute dimineața, și pe urmă, intrarea lui Venus în Taur, în domiciliul său, care are loc la finalul zilei, la ora 21 și 22 de minute. Hai să vedem mai întâi sextilul dintre Soare și Marte. O să ne dea tuturor mai multă energie, poftă de viață, încredere în forțele proprii și o să ne facă pe toți mai curajoși. Perioada dintre 11 și 15 martie, da, două zile înainte și după acest tranzit, vor fi momentul ideal pentru toți cei care au poziții de leadership, poziții de conducere. Aceștia vor fi foarte bine aspectați și toată lumea va avea mai multă energie. E o perioadă foarte bună ca să facem mai mult sport, să consumăm toată această energie pe care ne dă atât Soarele cât și planeta Marte. Intrarea lui Venus în Taur pe 14 aprilie marchează începutul unei perioade când vor fi foarte bine aspectate toate tranzacțiile comerciale, mai ales dacă vreți să cumpărați ceva de valoare, fie că e o operă de artă, o casă, o mașină, o bijuterie, da, ceva destul de scump. Puteți să faceți acest lucru în perioada aceasta dintre 14 aprilie și 8 mai, cât Venus o să tranziteze zodia Taurului, domiciliul său, locul în care se simte bine, este exaltată, fericită și vă ajută să faceți deciziile cele mai bune pentru voi. În relații o să vedeți că lucrurile se mai stabilizează, o să fie o perioadă foarte frumoasă pentru cei care sunt deja în cuplu, dar și pentru cei care vor să inițieze acum o relație, și va fi o perioadă ideală pentru căsătorii, logodne, pentru a trece cu relația la nivelul următor. Pe 15 aprilie, la ora 19:58 de minute, avem aspectul de sextil între Soare și Jupiter, între planeta care ne dă viață și Marele Benefic. Acest tranzit va fi resimțit una, două zile înainte și după data de 15 aprilie, și o să ne facă pe toți mai optimiști, mai fericiți, cu o perspectivă mai bună și mai frumoasă, mai optimistă asupra vieții. Va fi o perioadă foarte bună pentru cei care au anumite afaceri cu străinătatea, fie cu companii multinaționale sau cu oameni din străinătate, o perioadă foarte bună pentru a finaliza niște acte notariale, legale, dar și pentru cei care lucrează în domeniul învățământului, fie că e primar sau universitar, sau pentru toți cei care vor să publice anumite articole, materiale, cărți, filme, videouri, orice vreți să publicați. Pentru toată lumea, aceste zile vor fi unele mai norocoase, fiindcă aspectul de sextil este unul favorabil, frumos, o conversație de susținere între două planete care de asemenea sunt foarte pozitive pentru noi. Pe 16 aprilie, la ora 16:26 de minute, are loc aspectul de cuadratură între Soare și Pluto. Un aspect tensionat, o conversație tensionată între aceste două planete, care va fi resimțită una-două zile înainte și după data de 16 aprilie. Partea pozitivă este că în această perioadă puteți să accesați acea parte a ființei voastre care vă face să fiți mai magnetici, mai puternici, mai impunători, să aveți mai multă energie ca să faceți anumite schimbări care sunt grele, să faceți niște schimbări radicale, fie în viața voastră, fie în gândirea voastră, în percepția voastră asupra anumitor lucruri. O parte dintre voi s-ar putea să puteți beneficia de ajutor de la o persoană influentă și toată lumea va avea în această perioadă o oportunitate de a se elibera de anumite bagaje karmice, de a se elibera de anumite lucruri care vă blocau în situația în care sunteți și nu vă permiteau să mai creșteți. Partea negativă a acestui tranzit este că apare aici un risc foarte mare de manipulare, de control, de lupte de putere, cine e mai puternic, cine se poate impune mai mult. Și pentru că acest tranzit ne afectează pe toți, e posibil aici să întâlniți anumite persoane care sunt mai determinate decât voi, mai încăpățânate decât voi, să iasă lucrurile cum își doresc ei și să vă simțiți așa manipulați, să simțiți anumită rezistență din partea acestor persoane. Pe 17 aprilie o să avem trei evenimente foarte interesante.
în care sunt implicate planetele Marte, Jupiter și Mercur. Mai întâi este vorba despre trigonul dintre Marte și Jupiter, urmat la câteva ore distanță de sextilul dintre Mercur și Jupiter și mai apoi sextilul dintre Mercur și Marte. Aceste trei planete se află toate într-o conversație pozitivă, niște aspecte de susținere între Marte, planeta care ne dă energie și curaj, Jupiter, marele benefic, și Mercur, planeta care ne guvernează mentalul, intelectul, dar și călătoriile noastre pe scurtă distanță. Aceste influențe o să le resimțim 2-3 zile înainte și după data de 17 aprilie, cu punctul energetic maxim în această zi. Prin implicarea lui Marte o să avem mai multă energie, mai multă voință, o să vrem să ducem lucrurile la bun sfârșit. Cu implicarea lui Jupiter o să fim mai optimiști, mai expansivi, putem să obținem mai mult decât ne-am imaginat. Și cu implicarea lui Mercur putem să fim siguri că o să luăm deciziile corecte, pentru că o să analizăm lucrurile foarte atent și o să fim mai obiectivi, mai analitici. Această perioadă va fi una foarte bună pentru călătorii, pentru a începe noi proiecte, pentru a obține susținere de la persoane aflate în poziții de conducere. Ar fi bine în această perioadă să vă canalizați atenția asupra țelurilor voastre pe termen lung, asupra proiectelor pe termen lung, pentru că o să fiți capabili să vedeți mai multe oportunități decât în mod normal. O perioadă foarte bună pentru cei care sunt elevi, studenți sau care lucrează în educație, în domeniul legal sau în afaceri cu companii multinaționale sau cu oameni aflați în străinătate. Cu toții o să avem skill-uri de comunicare mai bune decât de obicei, o să putem să negociem niște termeni contractuali mai buni pentru noi, dacă trebuie să faceți anumite prezentări, să vorbiți în public, să țineți o prelegere, un discurs, să moderați o ședință, o să vă descurcați mai bine decât vă așteptați. Ascultați-vă instinctele, pentru că acestea o să vă ghideze în direcția corectă. Pe 18 aprilie, la 49 de minute după miezul nopții, are loc aspectul de cuadratură între Mercur și Pluto. Un aspect tensionat pe care o să-l simțim una-două zile înainte și după această dată. Și e posibil să observați că voi sau oamenii din jurul vostru devin mai suspicioși, mai negativiști, e posibil să iasă la iveală anumite secrete, va fi o perioadă foarte bună pentru detectivi, polițiști, psihologi, pentru oamenii care lucrează în cercetare și vor să descopere anumite lucruri. E posibil la nivel individual să vedeți că sunteți mai interesați de tot felul de teorii ale conspirațiilor, tot felul de mistere, secrete, lucruri pe care în mod normal nu le-ați urmări nici la televizor, nici pe YouTube, nici pe rețelele de socializare. Acum, dintr-o dată, parcă apar mai multe articole sau vin către voi mai multe informații pe aceste topicuri. De asemenea, aveți grijă în această perioadă la oameni care vor să vă manipuleze. Pe 19 aprilie avem iarăși o zi cu trei evenimente astrale importante. De data aceasta, planetele implicate sunt Soarele și Mercur. Mai întâi, în cursul dimineții, la ora 4:49 de minute, are loc conjuncția dintre Mercur și Soare, pe ultimul grad din Zodia Berbec, un grad anaretic, un grad foarte important, care adună în el toată energia acestei zodii, toate lucrurile care nu au fost rezolvate în Berbec. La doar câteva ore mai târziu, la ora 13:30 de minute, Mercur intră în Taur și pe urmă, în cursul serii, la ora 23:34 de minute, Soarele intră și el în Taur. Vedem că această zi de 19 aprilie va fi o zi foarte importantă. O să intrăm în detalii amănunțite în partea a doua a acestui video. Deocamdată vreau doar să rețineți că în jurul acestei date, o zi două înainte după data de 19 aprilie, o să aveți câteva zile în care o să fiți mai ageri, mai inteligenți decât de obicei și dacă aveți de planificat anumite întâlniri de afaceri, anumite prelegeri, discursuri publice, anumite conversații în care vreți să convingeți interlocutorul de anumite lucruri, încercați să faceți acest lucru în jurul datei de 19 aprilie, pentru că această conjuncție dintre Soare și Mercur o să vă ajute foarte mult în această direcție.
Mai ales dacă reușiți să faceți acest lucru până în 19 aprilie înainte de prânz, ar fi ideal, pentru că după prânz și în cursul serii atât Mercur cât și Soarele se mută în Taur și energia lor se schimbă, se schimbă de la zodia berbecului, care este o zodie de foc, foarte determinată, cu foarte multă energie, la energia de Taur, care este o zodie de pământ, foarte ancorată în realitate, care ia lucrurile mai încet, mai cu calm, mai calculat. Prin urmare, dacă vreți ca afacerile voastre sau discuțiile voastre, negocierile să se desfășoare mai rapid, faceți acest lucru înainte de 19 aprilie la prânz, dacă vreți ca lucrurile să se facă mai calculat, mai împământenit, mai cu timp și cu măsură, faceți aceste lucruri după 19 aprilie la prânz. Pe 21 aprilie, Venus, planeta frumosului, micul benefic, va deveni vizibil pentru tot restul anului și cu această schimbare de vizibilitate a planetei ne va aduce mai ușor promisiunea acestui mic benefic în viața noastră. Pe 23 aprilie, la ora 4 dimineața, avem conjuncția între Venus și Uranus, micul benefic și octava superioară a lui Mercur. Acest eveniment o să-l resimțim o zi, două înainte și după data de 23 aprilie și vine cu surprize foarte plăcute, pentru că Venus este micul benefic, este o planetă feminină care vrea să ne aducă doar lucruri frumoase în viața noastră, iar Uranus este planeta neprevăzutului, a lucrurilor pe care nici măcar nu ni le putem imagina acum. Așa că așteptați-vă în jurul datei de 25 aprilie la niște surprize plăcute. Fie că sunt niște oameni excentrici care apar în viața voastră și vă dau așa peste cap, dar într-un mod plăcut, favorabil, fie că e o surpriză pe care o face partenerul sau partenera de viață, fie că aveți voi o idee originală foarte năstrușnică de a face bani, sau că vreți să vă schimbați look-ul, vă schimbați freza, vă schimbați înfățișarea, modul de a vă îmbrăca, orice ar fi, indiferent cum se va manifesta acest aspect astrologic în viața voastră, va fi neobișnuit, neașteptat, excentric, ieșit din comun și în același timp foarte frumos, foarte benefic. Pentru bărbați, aveți grijă în jurul datei de 23 aprilie la felul în care comunicați cu femeile din viața voastră, pentru că o să vă dea niște răspunsuri care efectiv o să vă dea pe spate. Nu o să vă așteptați la reacțiile pe care femeile din viața voastră o să le aibă în jurul acestei date. În aceeași zi, la ora 14:49, Marte intră în Rac. Și cu această schimbare de energie în semnul zodiacal pe care Marte o să îl tranziteze din 23 aprilie până pe 11 iunie, toată lumea o să aibă o perioadă în care o să reacționăm mult mai impulsiv, mult mai emoțional. Prin urmare, aveți grijă la această tendință generală de a fi mai puternic influențați de emoțiile și sentimentele noastre, pentru că Marte în Gemeni era într-un semn foarte rațional. Prin urmare, toate acțiunile pe care le făceam erau conduse de mintea noastră, de raționalul nostru. Ei, acum în Rac este într-un semn mult mai intuitiv, mult mai emoțional și o să fim mult mai mânați de partea aceasta internă, sentimentală, emoțională. Partea pozitivă este că Racul, fiind guvernatorul natural al celei de-a patra case astrologice, a căminului nostru, a locuinței noastre, poate să aducă cu intrarea lui Marte pe acest sector de viață o perioadă foarte bună pentru a face curățenie în casă, curățenia de primăvară, pentru a renova ceva, pentru a modifica ceva în locuință. Deci puteți să vă folosiți într-un mod pozitiv de această energie. Pe 24 aprilie, la ora 9:41 dimineața, are loc conjuncția dintre Mercur și Uranus. O să vorbim mai detaliat despre cum se aplică acest eveniment astral în partea a doua a acestui video. Deocamdată vreau doar să țineți minte că această întâlnire dintre Mercur și octava sa superioară, dintre planeta comunicării și planeta neașteptatului, poate să vă aducă niște idei ieșite din comun,
lucruri surprinzătoare, lucruri noi, puteți să găsiți piesa lipsă dintr-un puzzle, fie că e un puzzle metaforic sau unul real, și va fi o perioadă foarte bună pentru toți cei care activați pe social media, fie că aveți conturi de Instagram, Facebook, YouTube, pentru toți cei care sunteți creatori de conținut, o perioadă foarte bună în care o să aveți idei originale, o să comunicați într-un mod original și puteți să adunați mai mulți followeri, mai, o audiență mai largă. Partea negativă este că acest tranzit va veni și cu lucruri care o să vă schimbe rutina voastră zilnică. Și la nivel tehnologic e posibil să avem parte de probleme cu device-urile, cu telefoanele, laptopurile, calculatoarele, probleme cu electricitatea, cu internetul, posibile aici mici probleme de comunicare. Pe 25 aprilie, la ora 7:21 dimineața, are loc aspectul de cuadratură între Venus și Saturn, o conversație tensionată între micul benefic și marele malefic. Partea pozitivă este că o să ne facă pe toți mai realiști, mai disciplinați și mai organizați. Mai ales pentru cei care operează în domenii creative, acum va fi momentul în care, sub această influență tensionată, veți putea să vă finalizați proiectele pentru că o să fiți mai organizați, mai ordonați. Pentru femei va fi o perioadă în care puteți să deveniți mai disciplinate cu privire la rutina voastră de frumusețe. Dacă vreți să implementați anumite lucruri noi în rutina voastră de zi cu zi, în rutina voastră de îngrijire a tenului, a pielii, a părului, a unghiilor, acum este momentul ideal pentru că acest aspect tensionat vă va ajuta să implementați aceste lucruri mai ușor în viața voastră. Și pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aveți grijă în jurul zilei de 25 aprilie pentru că s-ar putea să trebuiască să vă ajutați partenerul sau partenera pentru a finaliza anumite lucruri de care ei sunt responsabili. Partea negativă este că acest discurs tensionat între Venus și Saturn poate să se manifeste fizic și în viața noastră de zi cu zi prin relații mai tensionate cu partenerii din viața noastră. O să ne simțim mai inconfortabili. O parte dintre noi s-ar putea să aibă parte de mici pierderi financiare sau mici probleme la locul de muncă. Tot în aceeași zi, tot pe 25 aprilie, la ora 14:57, are loc o altă cuadratură, de data aceasta între Mercur și Saturn, între planeta comunicării și a mentalului și Marele Malefic. Aceasta va fi o perioadă foarte bună pentru cei care lucrează în editare, fie că editați materiale video, muzică, filme sau cărți, pentru că o să fiți mai critici și o să judecați mai rece și mai obiectiv materialele pe care le editați. Pentru noi ceilalți, pentru cei care suntem editați, o să fie o perioadă mai nasoală, pentru că nimănui nu-i place să accepte critica, chiar dacă aceasta este constructivă. Pe 26 aprilie, la ora 1:19 dimineața, Venus și Mercur încep să se îndepărteze de aspectul de cuadratură cu Saturn și se întâlnesc făcând aspectul de conjuncție. Și odată cu această conjuncție putem să primim niște vești bune, să avem niște idei noi despre cum am putea să facem mai mulți bani, comunicarea între partenerii din relație va fi mai frumoasă, mai plăcută, oarecum tensiunea din ziua anterioară începe să se disipe. Pe 27 aprilie avem câteva evenimente astrale importante aici. Mai întâi e vorba de faza de lună plină în Scorpion, la ora 6:31, despre care o să vorbim mai detaliat în a doua parte a acestui video. Pe urmă, la ora 23:01, Pluto, guvernatorul modern al Scorpionului, își începe mișcarea retrogradă și va fi în retrogradare până pe 6 octombrie. În aceeași zi, Mercur va deveni vizibil și va rămâne vizibil până pe 26 mai. Pe 30 aprilie, la ora 5:26 dimineața, are loc aspectul de sextil între Mercur și Neptun. O zi foarte bună pentru a citi, pentru a vă relaxa, pentru a
petrece timp în solitudine, în rugăciune, în creșterea voastră spirituală. În aceeași zi, la ora 22 și 53 de minute, are loc conjuncția între Soare și Uranus. O să intrăm în detalii referitoare la această conjuncție în a doua parte a acestui video. Deocamdată vreau să rețineți că atunci când aceste două planete se întâlnesc, ne aduc o schimbare a rutinei noastre zilnice, ne aduc idei creative, inovative, mai ales pentru cei care lucrează în media, mass media sau pe internet. E o perioadă foarte bună să încercați ceva ieșit din comun, ceva inovativ și să vă exprimați adevăratul vostru sine unic. Partea negativă este că o să ne facă pe toți un pic mai agitați. Anumite planuri pe care le aveam stabilite s-ar putea să cadă în ultimul moment. E posibil să fim mai impulsivi și mai ales pentru adolescenți să fie mai rebeli. Pentru toată lumea e posibil să avem mici probleme cu aparatura electrică electronică și crește semnificativ șansa de accidente. Prin urmare, aveți grijă. Și acum hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal în luna aprilie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în Gemeni. Pentru voi, în primele 19 zile din lună, toată energia este acumulată pe casa 11 astrologică, pe sectorul de viață care ne vorbește despre umanitate, tehnologie, despre societate în general, despre grupurile voastre de prieteni, cluburile din care faceți parte, despre internet și toate sistemele descentralizate, dar și despre visele, dorințele și speranțele voastre pentru viitor. Și aici, pentru Gemeni, o să avem niște planete foarte frumoase, foarte benefice, care activează aceste teme de viață pentru voi. O să avem aici Mercur, Soarele, Venus până la mijlocul lunii și punctul culminant va fi faza de lună nouă din 12 aprilie. Aici Gemeni o să aibă ocazia să inițieze noi lucruri, noi proiecte, noi legături, puteți să vă faceți prieteni pe internet, puteți să aderați la niște cluburi, la niște cercuri de oameni care se întâlnesc pe internet, care se întâlnesc prin intermediul tehnologiei, care comunică și care vor să schimbe lumea folosindu-se de ultimele avansuri tehnologice. Pentru acei Gemeni care vă simțiți singuri, izolați, în prima parte a lunii aprilie este momentul să mergeți pe internet, să găsiți aceste grupuri de oameni, aceste triburi la care și voi aparțineți, pentru că o să găsiți aici oameni care au moduri de gândire similare cu ale voastre, principii și priorități similare cu ale voastre și apartenența la aceste grupuri o să vă aducă un plus de confort în viața voastră. Nu o să vă mai simțiți atât de singuri și de izolați. În ultimele 10 zile din lună, după 20 aprilie, toată această energie se mută pentru Gemeni pe axa caselor 12 și 6. Se mută pe axa subconștientului versus muncă, serviciu, sănătate. Aici, pentru Gemeni, o să aibă loc niște evenimente astrale foarte interesante. Mai întâi, Uranus, planeta neașteptatului, a lucrurilor ieșite din comun, o să se întâlnească pe 24 aprilie cu Mercur și pe 30 aprilie cu Soarele. Și se întâlnesc pe această zonă de astrogramă care ne vorbește despre finaluri, despre lumea cealaltă, despre limitările mentale ale Gemenilor, despre karma voastră, despre lumea angelică și lumea spirituală. Și aici, pentru Gemeni, e posibil să se finalizeze niște cicluri karmice, e posibil să vedeți pe finalul lunii aprilie că o să aveți niște vise mult mai intense, premoniții, o să vedeți foarte multe semne și lucruri care se repetă în jurul vostru, fie că e vorba de niște cifre care se repetă, de cuvinte care se repetă. Aici, lumea spirituală, lumea angelică încearcă să comunice cu voi, ghizii voștri spirituali vor să vă transmită niște mesaje foarte importante pentru voi. Cu Uranus în ecuație, toate aceste lucruri poate să vină în viața voastră în niște moduri foarte neașteptate, foarte excentrice, foarte ciudate, ieșite din comun. E important să nu vă speriați, să nu vă panicați când aceste lucruri se întâmplă, ci să le acceptați, să le analizați și să încercați să înțelegeți care este mesajul din spatele acestor lucruri, din spatele acestor evenimente.
La faza de lună plină din 27 aprilie, luna plină în Scorpion, care pentru voi are loc pe casa 6 astrologică, o să vedeți că aici e posibil să se schimbe ceva în rutina voastră de la job sau în starea voastră de sănătate, pentru că luna plină vine de obicei cu finaluri fericite, cu finalizarea unui ciclu, cu finalizarea unei etape, dar și cu rezultatele acestei etape în viața voastră. Aici puteți să vedeți că starea voastră de sănătate e posibil să se îmbunătățească, o să fiți mai analitici, mai critici și o să puteți să luați niște decizii mai înțelepte. Pentru o parte dintre voi aici o să se schimbe radical ceva la locul de muncă, fie în atribuțiile voastre, fie în oamenii, în colegii de la locul de muncă. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică aceste tranzite uraniene pentru voi, ce o să vă aducă Uranus surprinzător după 24 aprilie, pentru că fiind o planetă atât de excentrică și de ciudată, este foarte greu să facem predicții cu ea și sunt foarte curioasă cum se aplică pentru voi. Și acum hai să mergem mai departe. Pentru a finaliza analiza lunii aprilie, am hotărât să schimb puțin formatul etalării de tarot și cu cărțile oracol, care v-am obișnuit de la finalul acestei prezentări, de la acest set de cărți, de la tarotul elementelor, o să scoatem o carte pentru riscurile lunii aprilie, de la tarotul cristalelor o să scoatem o carte ca să aflăm care sunt oportunitățile lunii aprilie pentru voi și de la acest set de cărți oracol, oracolul angelic, o să scoatem o carte ca să vedem ce mesaje suplimentare are pentru voi îngerul vostru păzitor. Bineînțeles, o să clarificăm mesajele de la cărțile tarot cu acest set de tarot al vrăjitoarelor și la final o să scoatem și niște mesaje suplimentare de la astrozaruri. Și acum hai să vedem pentru gemeni care sunt riscurile, oportunitățile și mesajele de la îngerul vostru păzitor pentru luna aprilie. Riscul lunii aprilie pentru voi vine de la împărăteasă, de la planeta Venus. Oportunitatea vine de la car, de la feton, de la cineva din zodia rac. Și mesajul de la îngerii voștri păzitori este să fiți mai recunoscători, pentru că universul, divinitatea aici vă ajută și vă susține, dar trebuie și voi să conștientizați acest ajutor divin. Hai să le luăm pe rând. În primul rând, riscul lunii aprilie, care pentru voi vine de la planeta Venus, de la împărăteasă. Hai să ne gândim ce tranzite o să aibă planeta Venus în luna aprilie. Până la mijlocul lunii o să fie în berbec și pe urmă se mută în taur. O să tranziteze pentru nativii din zodia Gemeni, casa 11-a și a 12-a astrologică. Și aici cu împărăteasa riscul este să faceți excese, pentru că planeta Venus, micul benefic, își dorește tot timpul ca noi să fim cât mai confortabil, cât mai comod, să avem cele mai frumoase lucruri în viața noastră, să fim înconjurați de armonie și de frumusețe, dar când această carte apare pe poziția de risc, ne vorbește și despre posibile excese, fie să cheltuiți prea mult, fie să vorbiți prea mult, fie să mâncați prea mult, fie să socializați prea mult. Aici e un risc de prea mult pentru acei gemeni care sunt tineri. Riscul de la împărăteasă este de o posibilă sarcină, o sarcină neplanificată. În urmare, dacă nu vă doriți acest lucru, aveți aici mare grijă, folosiți toate metodele de precauție necesare. Și hai să clarificăm puțin acest risc de la împărăteasă. Mi se pare foarte interesant că riscul vine de la o carte foarte pozitivă și la voi, cum de altfel a fost și pentru berbeci și pentru tauri. Dar bineînțeles că orice carte de tarot are în semnificația sa, în simbolismul său și riscuri și oportunități pe care trebuie să le acceptăm, să le identificăm și să le înțelegem. Hai să clarificăm riscul de la această arcană majoră, este 5-ul de cupe. Ok, am înțeles. Combinată cu această carte, cu acest mesaj de la îngerii voștri păzitori, aici riscul este să nu fiți mulțumiți. Chiar dacă universul vă dă foarte multe lucruri bune, foarte multe lucruri pozitive, micul benefic aici este de partea voastră, voi tot timpul vă doriți mai mult și aici cu 5-ul de cupe
În loc să vă concentrați atenția asupra acestor două cupe care încă stau aici în picioare, care încă au niște oportunități pentru voi, voi vă canalizați toată atenția pe acele lucruri care nu au ieșit bine în viața voastră, pe aceste trei cupe care s-au răsturnat. Șasele de monede, ok, această carte a ieșit și pentru tauri și pentru berbeci, pe partea de risc. Riscați aici să vă bazați prea mult pe ajutorul pe care cineva vi-l oferă sau vi-l promite și atunci când acest ajutor nu o să fie pe măsura așteptărilor voastre, o să fiți dezamăgiți. Șasele de bâte. Chiar și atunci când obțineți o victorie, voi tot găsiți motiv să fiți nemulțumiți pentru că această victorie nu a venit în viața voastră exact așa cum voi v-ați dorit, exact așa cum voi v-ați imaginat. Pentru Gemeni aici în luna aprilie, riscul vine de la mentalul vostru, vine din interiorul vostru. Trebuie să vă calibrați așteptările, să învățați să stați mai puternic pe propriile voastre picioare. Nu vă bazați tot timpul pe ajutorul care o să vă vină de la alți oameni, pentru că ajutorul care vine din exterior este tot timpul condiționat și de ce se întâmplă în viața acelor persoane. Aici trebuie să învățați să fiți puțin mai independenți și să vă bucurați chiar și de micile victorii în viața voastră. Fiți recunoscători, faceți o listă de recunoștință în fiecare dimineață, primul lucru când vă treziți, când vă faceți rugăciunea de dimineață, mulțumiți divinității pentru toate lucrurile pozitive pe care le aveți deja în viața voastră. Nu vă începeți ziua cu rugăciuni, cu cerințe, cu lucruri pe care le cereți de la divinitate, începeți-vă ziua cu recunoștință, cu gratitudine, cu mulțumire. Și atunci o să vi se schimbe aici și mentalul și în loc să rămâneți blocați pe aceste trei cupe care s-au răsturnat, o să puteți să faceți această schimbare în mentalul vostru și să vedeți în continuare oportunitățile care sunt în viața voastră. Pentru Gemeni, lecția importantă a lunii aprilie este să învățați din greșeli și să vă dați seama că toate eșecurile din viața voastră sunt de fapt doar niște lecții pe care trebuie să le învățați ca să puteți evolua în continuare. Hai să vedem, oportunitatea lunii aprilie vine de la cineva din zodia Rac. S-ar putea ca aici Gemenii să beneficieze de ajutor de la cineva din zodia Rac sau s-ar putea ca un rac din viața voastră să fie un model, un exemplu de urmat. Aici oportunitatea este de a câștiga mai multă încredere în forțele proprii și de a evolua pe propriile picioare, prin propriile forțe. Foarte interesant, hai să vedem, să clarificăm puțin acest car, acest feton, legătura dintre un nativ din zodia Gemeni și cineva din zodia Rac. Doiul de cupe, aici există posibilitatea de o legătură emoțională, o legătură amoroasă foarte puternică dintre un Gemeni și un Rac, iar dacă nu e vorba de o legătură din aceasta amoroasă, de o posibilă relație, uitați-vă atent la prietenii voștri pentru că aici o să rezonați foarte puternic cu cineva din zodia Rac care o să vă ajute și o să vă scoată oarecum din aceste 5 cupe pentru că această persoană din zodia Rac va fi capabilă să observe atent care sunt cele două cupe care încă stau în picioare în zodia Gemenilor, să vi le arate cu degetul și să vă ajute să ieșiți din această depresie. Șaptele de săbii și spânzuratul. Ok, spânzuratul a ieșit exact pe această poziție, a treia carte de clarificare pentru oportunitățile lunii aprilie și pentru berbeci. Prin urmare, aici s-ar putea să fie interesant pentru Gemeni să vă uitați și la etalarea pentru berbec. Dar revenind la voi, revenind la oportunitățile lunii aprilie pentru Gemeni, avem aici pe partea de oportunități șaptele de săbii, dezertorul, hoțul din suita de tarot. Și aici Gemenii o să aibă ocazia în această lună, cu ajutorul unui rac, cu ajutorul unui suflet pereche, cu ajutorul unui prieten foarte apropiat, să lăsați odată și pentru totdeauna în urmă niște gândiri, niște comportamente care erau în detrimentul vostru, prin care vă furați singur căciula. Aici o să aveți ocazia să mergeți mai departe cu încredere în forțele proprii și pentru o parte dintre Gemeni aici cu șaptele de săbii s-ar putea ca oportunitatea să fie să identificați acei oameni toxici din viața voastră și să vă puteți detașa de ei. Și aici cu
energia spânzuratului, văd că în luna aprilie gemenii o să fie capabili să vadă lucrurile într-o perspectivă nouă, într-o perspectivă fresh. S-ar putea ca planeta Neptun să vă dea niște informații, să comunice cu voi prin intermediul viselor, prin intermediul premoniților și să puteți exact să distingeți între cine este sufletul vostru pereche, cine este de partea voastră, cine e un prieten adevărat, vă ajută și vrea binele și cine vă minte, vă înșală, vă dorește răul, pe față vorbește frumos cu voi și pe la spate de-abia așteaptă momentul potrivit să vă înfingă cuțitul în spate. Pentru gemeni, luna aprilie va fi momentul ideal să faceți curățenie generală în viața voastră, în toate aspectele vieții voastre, și în finanțe, și în prietenii, și în dragoste, și în sănătate, peste tot. Și foarte important pentru gemeni în această lună, să faceți aceste practici spirituale pozitive, să vă începeți ziua și să vă finalizați ziua cu niște rugăciuni de gratitudine, de mulțumire, de recunoștință. În luna aprilie nu este momentul să cereți lucruri de la divinitate, este momentul să demonstrați că sunteți recunoscători pentru lucrurile bune pe care le aveți acum în viața voastră. Și înainte să finalizăm acest video, hai să scoatem și mesaje de la astrozaruri. Mesajul de la astrozaruri pentru gemeni este de nodul sud în gemeni, în casa 12 astrologică. Finaluri, renunțări la anumite lucruri, la anumite gânduri, la anumite cuvinte pe care le folosiți, la anumiți oameni care sunt în viața voastră, la tot ce e toxic și trebuie eliminat din viața voastră, pentru că aici atât nodul sud cât și casa a doua ne vorbește despre lucruri pe care trebuie să le eliminăm din viața noastră. Și gemenii ne vorbesc aici despre comunicare, dar și despre comunitate. Și atunci o parte dintre voi o să vă eliberați odată și pentru totdeauna de niște moduri de gândire, mai ales dacă aplicați acest mesaj de la îngerii voștri păzitori. Dacă o să vă începeți în luna aprilie, fiecare zi și o să terminați fiecare zi cu gratitudine, cu mulțumire, cu recunoștință, o să fiți capabili să eliminați din viața voastră anumite lucruri toxice care vă limitează. Dacă o să fiți atenți aici la racii din viața voastră, o să puteți clar să identificați cine e de partea voastră, cine nu e de partea voastră și să renunțați la cei oameni care sunt toxici, care vă țin în spate. O lună foarte interesantă pentru gemeni, în care o să aveți ocazia să evoluați foarte mult, o să vedeți lucrurile într-o perspectivă nouă. Și aici cu Rahu în casa 12 ani gemeni, nu ar fi recomandat în luna aceasta să călătoriți prea mult. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare, sper că v-a ajutat atât analiza astrologică cât și horoscopul și analiza intuitivă de riscuri, oportunități și mesaje de la îngerii voștri păzitori. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!